Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre piatra filozofală. Marele mister al alchimiștilor se pare că a fost descifrat. Piatra filozofală, în limba latină lapis philosophorum, în limba arabă el ixir, din care a derivat cuvântul elixir, este substanța legendară căutată de alchimiști din cele mai vechi timpuri și căreia i s-au atribuit puteri miraculoase, de a transforma metalele inferioare în aur și argint. De asemenea, era considerată și panaceu, o licoare care avea puterea, potrivit concepției alchimiste, de a vindeca toate bolile, de a deschide mintea și de a dărui tinerețe veșnică. Având atâtea proprietăți miraculoase, este limpede că obținerea pietrei filozofale a fost unul dintre obiectivele alchimiei, identificându-se cu magnum opus. Reunind practicile ezoterice și speculațiile filozofice, mistice sau spirituale, cu alte cunoștințe din astrologie, religie, artă, piatra filozofală a fost, secole la rând, cel mai înalt scop al alchimiei, un domeniu ezoteric, rezervat inițiaților, a cărui denumire vine din cuvântul arab el-chimia, provenit la rândul său din chem, care înseamnă țara neagră, un nume care desemna Egiptul în antichitate. În cadrul istoriei alchimiei, să menționăm câteva personalități care au avut concepții pro sau contra posibilității obținerii acestei substanțe miraculoase. Jabir ibn Hayyan, 721-815, alchimist arab cu numele latinizat Geber, considerat părintele chimiei, susține posibilitatea transmutării plumbului în aur sau argint. Pentru aceasta ar fi fost necesar acel al-ixir, substanță pe care Geber o imagina ca fiind o pulbere de culoare roșie. Avicena, 980-1037, savant și filozof tadjico-persan, care preia și dezvoltă elementele înaintate ale gândirii aristotelice, este sceptic în privința pietrei filozofale, discreditând teoria transmutării substanțelor. Albertus Magnus, Paracelsus, Ramon Lull, Nicolas Flamel. Unul dintre cei care au avut implicații importante în studiul acestei substanțe a fost Isaac Newton, care a scris o așa zisă rețetă alcătuită din limba latină, greaca veche și engleza veche, acestea fiind completate cu simboluri. Secole de-a rândul, piatra filozofală a fost cel mai înalt scop al alchimiei, disciplină care se poate defini ca un ansamblu de practici ezoterice și speculații filozofice, mistice sau spirituale, rezultată din fuziunea metalurgiei egiptene antice cu filozofia și medicina greacă și cu misticismul Orientului Mijlociu, cu alte cunoștințe din astrologie, religie și artă. Toate căutările consacrate pietrei filozofale de-a lungul timpului alcătuiesc magnum opus, opera fundamentală a alchimiștilor. Referirile culturale la piatra filozofală sunt foarte vechi. De exemplu, Platon, în unul dintre dialogurile sale, Timaios sau Timeu, consideră că cele patru elemente primordiale din care s-a născut totul, respectiv aerul, vântul, apa, pământul și focul, au o sursă comună numită materia prima, asociată haosului inițial. Materia prima este de asemenea numele pe care alchimiștii îl atribuie substanței din care poate fi creată piatra filozofală, la care se adaugă anima mundi, adică sufletul lumii, simbolizat de Uroboros, reprezentat sub forma unui șarpe care își înghite coada, o putere cu dublă natură, corespunzând suflului vital al universului. O astfel de concepție filozofică a fost constantă și esențială în istoria alchimiei. În secolul al XVII-lea, Thomas Vaughan, alchimist și filozof englez, scria: "Materia primordială din care se naște piatra filozofală este aceeași cu începutul tuturor lucrurilor." Este dificil să se determine cu exactitate originea istorică a conceptului de piatră filozofală, deoarece aceasta a fost menționată în scrierile filozofice și alchimice ale multor culturi antice, inclusiv chineze, egiptene și grecești.
În Grecia antică, de exemplu, Heraclit și Democrit au scris despre o substanță care ar fi avut proprietatea de a transforma metalele în aur. În Egiptul antic, alchimiștii au lucrat la îmbunătățirea procesului de fabricare a aurului și s-au străduit să obțină elixirul vieții, care ar fi oferit nemurirea. Cu toate acestea, una dintre primele mențiuni clare referitoare la piatra filozofală se găsește în scrierile savantului persan menționat mai devreme, Jabir ibn Hayyan, din secolul al VIII-lea, cunoscut și sub numele latinizat de Geber, care a studiat și a adus contribuții remarcabile în domeniul medicinei, chimiei, matematicii, filozofiei, astronomiei și astrologiei. Mulți consideră că el a pus bazele științei alchimice și a descris procesul de transmutație, adică de transformarea unui element chimic în altul. Potrivit teoriei lui Geber, fiecare metal este o combinație a elementelor fundamentale, pământ, apă, aer și foc, și a caracteristicilor acestora, pământul rece și uscat, apa rece și umedă, aerul cald și umed, focul cald și sec, iar transmutația unui metal într-altul nu este altceva decât o reorganizare a calităților de bază, mediată de o substanță sub formă de pudră roșie, numită al-ixir, de unde și cuvântul elixir, adică piatra filozofală. De subliniat este și faptul că învățatul persan este cel care a descoperit și una dintre puținele substanțe care pot dizolva aurul, un amestec de acid clorhidric și de acid azotic concentrat, numit la timpul respectiv apă regală. În Evul Mediu, piatra filozofală a devenit o obsesie pentru mulți alchimiști europeni, care credeau că descoperirea acesteia le-ar putea aduce faimă și bogăție. Alchimiștii au petrecut decenii întregi în căutarea pietrei filozofale și au dezvoltat diferite teorii despre natura acesteia și despre modul în care ar putea fi obținută. Aceștia considerau că piatra filozofală este o substanță care trebuia să fie creată prin combinarea unor ingrediente speciale, inclusiv metale comune, substanțe chimice și substanțe organice. În secolul al XIII-lea, Albert cel Mare sau Albertus Magnus, un călugăr dominican, filozof, teolog, naturalist și chimist german, un excepțional om de cultură, autor, printre altele, al unei enciclopedii impresionante prin informație, De Animalibus, a avut contribuții interesante și în domeniul alchimiei și magiei, prin scrieri precum Alchimia Meteora și De Mineralibus. Lui Albert cel Mare îi este atribuită și construcția unei statui vorbitoare, o minervă din lemn capabilă să execute diverse comenzi, ceea ce i-a determinat pe unii dintre cei care au studiat istoria celor epoci să vadă într-o astfel de realizare un fel de precursor al androidului de astăzi. Android, de fapt, provine din greaca veche, andros, care înseamnă al omului, și eidos, care înseamnă aspect exterior, desemnând ceea ce este de formă umană. Potrivit unor texte și legende, Albertus Magnus ar fi reușit să descopere și piatra filozofală, un secret pe care l-ar fi transmis discipolului său, Thomas d'Aquino, care a confirmat însă doar că a fost martor la obținerea aurului prin transmutație, dar că nu știe secretul pietrei filozofale. Paracelsus, medic, filozof și alchimist din perioada de final a Renașterii, era convins de ceea ce el numea alcaest, echivalentul pietrei filozofale, un element necunoscut din care au derivat elementele primordiale, pământul, apa, aerul și focul. Din secolul al XVII-lea s-a păstrat și un text mistic, Mutus Liber, adică Cartea fără cuvinte, constituit numai din imagini în care se arată cum se poate obține legendara piatră. Alchimiștii au căutat de-a lungul secolelor sămânța pietrei filozofale și în roa de pe trandafiri, culeasă la răsăritul soarelui, în plante, în miere, în sângele animalelor și chiar în mineralele inferioare,
sămânța care ar fi putut accelera procesul de creștere a aurului, existând convingerea că mineralele cresc din pământ, asemenea plantelor. Pe de altă parte, aurul potabil, dacă s-ar fi obținut, ar fi fost, spun alchimiștii, elixirul tinereții veșnice. Căutarea pietrei filozofale a fost în primul rând, indiferent de timp, un demers simbolic, inițiatic și mistic. Iar pentru alchimistul filozof, a parcurge acest drum al căutării devenise mai important decât scopul însuși, pentru că era un semn al unei gândiri înalte. În budism și hinduism, piatra filozofală era Cintamani, o piatră prețioasă, foarte frumoasă și înconjurată de o aură strălucitoare, aflată în grija înțeleptului zeu Bodhisattva la budiști și a lui Vishnu la hinduși, care aveau puterea de a împlini dorințele. În epoca modernă, în psihanaliză, Carl Gustav Jung a interpretat piatra filozofală ca pe o metaforă culturală a procesului de evoluție psihică, spirituală a oricărui individ. Forța care îi diferențiază pe oameni în procesul de cunoaștere și autocunoaștere, într-un sistem de punere în abis, multiplicare la infinit a microcosmosului și a macrocosmosului. Gaston Bachelard, unul dintre remarcabilii filozofi și epistemologi ai secolului 20, interpretează tot în plan simbolic semnificația pietrei filozofale, ca un fel de obstacol epistemologic, ceva ce se interpune între dorința de cunoaștere a omului și obiectul studiului. În literatură și film, mitul pietrei filozofale a fost exploatat din plin, foarte cunoscute fiind de pildă romanul scriitoarei J.K. Rowling și ecranizarea acestuia Harry Potter și Piatra Filozofală, filmul francez Catacomb din 2014 și serialul televizat de animație Blake and Mortimer. Odată cu dezvoltarea științei moderne, alchimia și preocuparea pentru piatra filozofală au pierdut din importanță și au fost înlocuite cu alte preocupări științifice și tehnologice. Mai mult, în limbajul actual, o expresie precum a căuta piatra filozofală a dobândit mai degrabă o conotație ironică, având sensul de consum de timp și de energie pentru ceva inutil, steril, fără nicio finalitate care nu poate fi găsit, ceva absurd. Cu toate acestea, în mod surprinzător, în 2018, o tânără cercetătoare, Megan Piorco, doctorand la Universitatea de Stat din Georgia, preocupată de tema pietrei filozofale în opera medicului și alchimistului din secolul al XVII-lea, Arthur D., medic al țarului Mihai I al Rusiei și al regelui Carol I al Angliei, a descoperit în arhivele Bibliotecii Naționale din Londra un text codificat într-unul dintre caietele alchimice ale lui Arthur D., care pretindea că deține o rețetă pentru așa numita piatră filozofală, un elixir mitic al vieții, capabil să transforme metalele de bază în aur sau argint și de a conferi nemurire. Manuscrisul este legat în țesătură și piele, și are 31 de coli de hârtie și pergament. Unele pagini par incoerente, în timp ce altele sunt scrise cu susul în jos. Pe una dintre aceste pagini, cu titlul Hermeticae Philosophiae Medulla, se poate vedea desenată o tablă ciudată, completată cu litere, conținând evident un mesaj criptat, pentru care ar fi fost nevoie de o parolă. Textul, găsit în 2018, a fost publicat integral în 2021. După ce, timp de un an, informaticieni și câțiva istorici au încercat să descifreze misteriosul manuscris, în 2022, matematicianul și criptologul Richard Bean de la Universitatea Queensland, Australia, ajutat de doi istorici, au anunțat-o pe Megan Piorco că au reușit să rezolve enigma, să găsească cuvântul cheie care să permită descifrarea manuscrisului, implicit secretul pietrei filozofale. Cuvântul cheie nu era de fapt un singur cuvânt, ci o expresie în limba latină formată din 45 de litere. Sic alteri jason,
Aurea Felicita Portabis Uelera Colco, însemnând ca un nou Iason vei duce lâna de aur a fericitului Colcos. Fragment împrumutat dintr-un poem epic despre Iason, personaj din mitologia greacă, cel care, însoțit de argonauți, adică eroii care au alcătuit echipajul corabiei Argo, a pornit în căutarea lânii de aur, care s-ar fi aflat în Colchida, teritoriu din Georgia de astăzi, și care la grecii antici era simbolul bogățiilor răsăritene. Textul decodat de matematicianul Richard Bean descrie metodele specifice pentru crearea pietrei filozofale a elixirului vieții. Un pas face aluzie la îndepărtarea unui ou alchimic, simbol universal al potențialității, dintr-un cuptor cu ardere lentă, atanor, popular printre alchimiști. Următoarele etape explică de cât timp este nevoie pentru ca cele trei faze alchimice universale, negru, alb și roșu, să apară. Dacă toți pașii sunt urmați corect, se spune în enigmaticul manuscris, atunci vei avea un veritabil elixir de aur, prin a cărui bunăvoință toată mizeria sărăciei este pusă pe fugă și cei care suferă de orice boală vor fi redați sănătății. În opinia lui Megan Piorco, odată ce au ajuns la o transcriere foarte bună a textului în latină, apoi la o traducere în engleză, echipa de cercetători va contacta și alți specialiști care lucrează la istoria alchimiei și a chimiei, care sunt și absolvenți de chimie și care au anunțat deja că sunt interesați să recreeze experimente alchimice, pentru a vedea dacă pot copia rețeta lui Arthur D. pentru a obține piatra filozofală. În pofida unui anumit scepticism în privința reușitei, având în vedere că încă de la origini alchimia a folosit discursuri în două sensuri, unul destinat publicului larg și altul abscons destinat inițiaților, poate că această descoperire întâmplătoare a unui manuscris va conduce la o altă perspectivă decât cea simbolică asupra acestui mister, piatra filozofală. În epoca actuală, multe convingeri, multe adevăruri acceptate ca fiind imuabile, au fost reconsiderate și reformulate în lumina unor noi descoperiri. Poate că piatra filozofală, al cărei secret a fost atât de bine păstrat și pe care numai gândirea modernă a dus-o în derizoriu, nu a fost numai o metaforă a căutării unui lucru de preț, căutare mai importantă decât scopul însuși, ci o cale de acces către esența acestei lumi și a omului însuși. Prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și vă doresc numai bine până data viitoare. Pe curând!